6.115 noi infectări, 136 de decese, aproape 30.000 de teste PCR, stăm mai bine față de zilele anterioare, și 1.434 de români internați la terapie intensivă. Se pare că vin din urmă și alte zone, după București și Ilfov, cea mai mare rată de infectare este în Ilfov, de peste 9. În București avem 1165 de noi infectări și o rată de 7,06, dar vine din urmă Clujul, care de asemenea înregistrează o creștere foarte mare. Clujul pe creștere, Timișoara ar urma să iasă din carantină, asta ar mai fi o chestiune a momentului legată de aceste cifre. Știm că a fost o întreagă dispută pe tema aceasta. Vă prezintă și invitații. Alături de mine în platou este Mihai Belu, va fi alături de noi timp de 2 ore, și în legătură telefonică directă cu noi este domnul doctor Radu Țincu de la secția ATI a Spitalului Floreasca. Bună ziua, domnule doctor! Bună ziua! În primul rând v-aș ruga să comentăm puțin aceste cifre. Ele nu se schimbă de la o zi la alta, adică avem un platou de 6.000 și ceva. De vreo săptămână suntem la cifra asta, în fiecare 24 de ore. Dar avem o rată mare a deceselor, 1.434 de români la ATI. Da, din păcate, sigur, ele nu se schimbă, însă eu nu cred că ele reprezintă întocmai realitatea epidemiologică. Și vă spun și de ce nu cred acest lucru, pentru că vedem că ceilalți parametri sunt în continuă creștere. Discutăm de decese care sunt într-un număr mai mare, discutăm de o creștere a pacienților din terapie intensivă. Ceea ce ne spune că cel mai probabil există un număr de pacienți care nu sunt diagnosticați în comunitate. Din nou ne reîntoarcem la discuția întregului an 2020. Testarea trebuie să fie mai intensă, pentru că este singura modalitate care ne poate arăta cum evoluează pandemia în teritoriu. Pe de altă parte, și dacă am acceptat, să spunem, această stabilizare la 6.000 de cazuri pe zi și am considerat că aceasta este, să spunem, numărul real de cazuri, acest număr de cazuri va genera în continuare un număr de pacienți care vor avea nevoie în terapie intensivă. Gândiți-vă că la 6.000 de cazuri pe zi, 5% înseamnă cam 150 de persoane pe zi care vor dezvolta forme severe ce necesită spitalizare în secțiile de terapie intensivă. Având deja 1.430 de oameni internați aici, s-a crescut capacitatea săptămâna aceasta la 1.578 de paturi, însă ea va fi epuizată în câteva zile dacă mergem în acest ritm. Și atunci este obligatoriu ca pandemia trebuie să înceapă să meargă pe panta descendentă și să reducem presiunea pe sectorul de terapie intensivă. Domnule doctor, cum se prezintă acum situația la Floreasca? Dumneavoastră vă ocupați de secția ATI. Mai sunt locuri pentru cei care vin cu COVID? Mai sunt locuri pentru cei care au nevoie de altă asistență, care au alte probleme de sănătate? Nu să vă pot da un răspuns exact, pentru că nu sunt mandatat ca purtător de cuvânt al spitalului, însă ce pot să vă spun, discutând cu toți colegii din spitalele din București, există o presiune în continuare uriașă. Majoritatea spitalelor bucureștene și-au epuizat locurile de terapie intensivă și am transmis și repet această rugăminte către Ministerul Sănătății. Nu trebuie să raportăm doar pacienții din terapie intensivă, trebuie să raportăm pacienții care au nevoie de terapie intensivă și care sunt staționați fie în camerele de gardă, fie în alte secții ale spitalului. Pentru că, de fapt, aceea este cifra reală a pacienților care sunt în terapie intensivă. Sunt absolut convins că dacă am face o astfel de raportare și am numărat pacienții rămași în camerele de gardă, rămași în secțiile de boli infecțioase și de medicină internă, care au criterii să fie transferați în terapie intensivă, vom afla că avem probabil undeva la peste 1.500-1.600 de pacienți în acest moment care ar necesita un loc în terapie intensivă. Și aș mai întreba un lucru, domnule doctor, tocmai pentru că în aceste zile se vorbește foarte mult despre vaccinare. Vom vorbi și noi despre o decizie a celor din Italia, bună oară, să oblige cadrele medicale să se vaccineze, și nu numai cadrele medicale, ci și farmaciștii. Au apărut studii făcute în Statele Unite care arată că persoanele deja vaccinate și cu a doua doză nu transmit boala. Această informație era una care se prefigura. Erau studii deja
din anul, sfârșitul anului trecut, care ne spuneau că persoanele vaccinate au un risc extrem de redus de a transmite boala. Era o reducere a riscului de peste 80%. Însă acele studii erau pe o cohortă foarte mică de populație. Cu cât am avansat în această campanie de vaccinare, au fost incluși mai mulți indivizi în aceste studii și, într-adevăr, CDC-ul, care reprezintă Centrul de Supraveghere și Control a Bolilor Transmisibile în Statele Unite, a venit cu această afirmație în această săptămână. Persoanele vaccinate cu a doua doză au risc aproape zero să transmită infecția. Este o informație foarte îmbucurătoare, pentru că cel mai probabil acest lucru va avea un impact atât în spitale, pentru că personalul medical în Italia, spre exemplu, a fost contaminat și în acest fel a transmis infecția în rândul cadrelor medicale și în rândul pacienților. Iar pe de altă parte, această informație ne mai dă o speranță că atunci când vom avea o vaccinare care să acopere o populație de 5-70% dintr-o comunitate, cel mai probabil vom putea să renunțăm la măsurile sanitare. Domnul doctor, aici eu aș avea o discuție referitoare la modul de calcul al ratei. Mai ales la București și Ilfov, unde, conform, știu eu, datelor oficiale, adică conform celor care au domiciliu acolo, sunt în jur de 2.100.000 de locuitori în București și Ilfov. Conform realității, cifrele sunt mult mai mari, chestie care influențează și rata de infectare în București și Ilfov. Cum credeți că ar trebui făcut în așa fel încât să se ia în calcul efectiv și populația asta fără forme legale, fără domiciliu, care locuiește și în București și în Ilfov? Aveți perfectă dreptate și este normal și matematic, putem să ne dăm seama cu ușurință că dacă raportăm la o populație mai mică, este clar că incidența poate fi crescută în mod artificial. Din punctul meu de vedere, încă de la începutul acestei pandemii, zona metropolitană București trebuia să fie considerată o zonă în totalitatea ei, pentru că toate aceste zone limitrofe nu sunt altceva decât zone din care în fiecare zi oamenii vin la lucru în București. Însă, cred că am obținut, spre exemplu, o reducere semnificativă a ratei de incidență. Să vă spun și de ce, pentru că cei care au insistat foarte mult pe acest calcul au pus în calcul dacă vom menține numărul de pacienți diagnosticați și vom raporta la 4 milioane de locuitori de tare zona metropolitană. Însă să nu uităm că și zona metropolitană are pacienți ei diagnosticați. Astfel încât dacă vom raporta acești pacienți diagnosticați din tot ce înseamnă București și Ilfov la 4 milioane de locuitori, probabil că vom obține o rată de incidență asemănătoare. Se va combina rata de incidență din localitățile din Ilfov împreună cu rata din București. Și fiind o proporție cam egală de populație, că București are 2 milioane conform recensământului și zona metropolitană are în jur de 4 milioane, cel mai probabil există o concordanță și va exista o concordanță între cele două aici zone. Îmi permite să vă contrazic, pentru că și vă întreb, de fapt, bolnavul care e găsit în Mogoșoaia, testat și confirmat pozitiv, dar care are domiciliu în București, unde se contorizează, la Mogoșoaia sau la București? El se contorizează conform domiciliului. Conform buletinului, dar el se carantinează la Mogoșoaia, unde și-a făcut casă. Da. Și ne strică lor statistica. Știu, aici este o altă problemă, este problema cu care iarăși România s-a confruntat. De asta avem foarte multe probleme atunci când am implementat anumite politici din alte țări. Există particularități care, din păcate, fac imposibil o astfel de implementare. Una din ele este reprezentată de cei care locuiesc fără documente legale. Avem un număr foarte mare de oameni care locuiesc cu documente din alte documente de identitate care aparțin altor localități, ceea ce e foarte dificil să realizezi, în primul rând, o imagine corectă a numărului de pacienți și, pe de altă parte, chiar și la anchetele epidemiologice sunt foarte greu de realizat cu pacienți care au tot felul de documente, tot felul de domicilii și nu locuiesc, de fapt, acolo. Da, interesantă și această dezbatere, probabil că ea va continua zilele următoare, pentru că nu pare să scadă rata de infectare în Ilfov și da, Ilfovul și Bucureștiul nu pot să nu fie luate împreună.
E poate o greșeală a autorității, a celor care fac această statistică. Vom vedea oricum. Domnule doctor, vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația noastră de a intra în legătură telefonică directă. Despre vaccinare aș vrea să vorbim și în continuare, pentru că există deja controverse și pe această temă. Noi avem aproape 2 milioane de vaccinați, oameni care... Am trecut ieri. Da, exact. Sunt unii dintre ei nemulțumiți de faptul că trebuie să stea și în carantină, ca toată lumea, acum mai ales că s-a aflat că cei vaccinați nu transmită boala, asta vorbeam și cu domnul doctor Țincu mai devreme, și avem o propunere făcută de un domn de la PNL, un senator liberal, este vorba despre Liviu Voiculescu, dumnealui propune privilegii pentru cei vaccinați, care și-au asumat niște riscuri, spune dumnealui, este citat de Adevărul, dând aceste declarații la o televiziune locală. Și de asemenea e de urmărit un studiu pe care l-au făcut cei de la Vaccin Live, vaccin.live. Ei sunt acea platformă care contorizează noile centre de vaccinare și unde apar vaccinări, unde apar doze noi de vaccin. Deci datele lor sunt unele oficiale, clar putem să le considerăm cifre oficiale, pentru că ei contorizează la rândul lor, este cifra reală a celor care vor să se vaccineze. Și iată ce ne arată acest studiu, faptul că cei din București și din Cluj sunt campioni la solicitări, da? Sunt cei care își doresc cel mai tare să se vaccineze, iar la polul opus se află Suceava, acolo unde am avut la începutul anului trecut cea mai mare rată de infectare, era considerată Lombardia României. Cum ți-ai explica această situație? Tot în politică trebuie să o dau. La Suceava este și județul unde revelația ultimelor alegeri, AUR, a obținut cel mai mare procent. Crezi că asta are legătură? Dacă nu mă înșel. Are o legătură, pentru că este vorba aici nu de politică și de opțiunile politice, este vorba de o anumită cultură și educație a unor oameni, de felul în care niște oameni au fost de fapt influențați de anumite campanii de asta e fake news care au tot circulat în ultima perioadă pe Facebook și prin alte mijloace. Într-adevăr, cinic vorbind, oamenii care se vaccinează își asumă niște ipotetice riscuri, știu eu, să existe niște efecte adverse pe termen lung de vaccinul pe care îl fac oamenii ăștia, beneficiază toată lumea. Corect. Pentru că la 50-60% din populație vaccinată, deja virusul nu are unde să circule și atunci moare virusul, nu e ca bacteria să se strângă undeva pe o foaie de hârtie, să rămână în latență, să dezvolte o cultură de bacterii și să stea acolo până când intră într-un organism uman. Deci, clar, cei care se vaccinează ajută întreaga comunitate, își asumă niște riscuri ipotetice, deși riscurile astea sunt destul de mici, că vaccinurile au fost testate până la momentul ăsta, s-au făcut tot felul de predicții, dar, clar, sunt niște riscuri pe care oamenii și le asumă și ar trebui să primească și niște beneficii. Pe de altă parte, știindu-se clar că ei nu mai transmit virusul, probabilitatea să se îmbolnăvească este foarte mică, ar trebui să înceapă să primească dreptul să nu poarte mască, dreptul păi să ar trebui călătorească. Păi atunci toată lumea să spună pe stradă, domnule, m-am vaccinat. Păi cum, dovedește, de aia nu port mască. Există niște certificate de vaccin. Îți propun să discutăm asta chiar cu domnul care a făcut acea propunere, să fie niște drepturi în plus pentru cei care s-au vaccinat. Vă spuneam, este senator de Olt din partea PNL. Oltul, dacă e să ne uităm pe această hartă, nu stă nici foarte bine, nici foarte rău, nici ca Suceava nu e Oltul. O rată de interes de 2,67, mult sub cea din București și Cluj, evident. Dar, cum vă spuneam, în legătură telefonică directă cu noi, domnul senator Liviu Voiculescu. Bună ziua! Bună ziua! Concret, ce ați solicitat dumneavoastră? Dumneavoastră fiind vaccinat, ca și mulți alți colegi, ce drepturi ar trebui să aibă cei aflați în această situație? Bun, acum... privilegiații este oarecum prea mult spus, dar plecând de la premisele pe care le-a expus și colegul nostru de platou mai devreme, vaccinarea este singura noastră soluție pentru a depăși acest moment greu. Și de aceea, în spiritul încurajării acestui proces de vaccinare, m-am gândit că cei care își asumă între ghilimele aceste riscuri, în propriu spus riscuri, ar trebui să beneficieze de o mobilitate mai mare, de a putea participa la anumite evenimente
alături de alții care sunt vaccinați sau care prezintă un test PCR. Am putea, de exemplu, să sprijinim alte ramuri care suferă la acest moment, artiștii sau domeniul cinematografic. Da? Să putem merge la un film noi cei vaccinați, mai mult decât atât... La meci, domnul Voiculescu, la meci, că joacă CSMS Latina în play-out. Studiile ne arată că cei vaccinați nu transmit boala. Astea au fost considerentele pentru care eu am făcut această afirmație, pe care o voi susține și în fața colegilor din birou executiv. Dar cum s-ar putea face, cum s-ar putea pune în practică în mod concret ce spuneți dumneavoastră? Ar fi o situație asemănătoare cu cea pe care o va deschide certificatul verde, cel de vaccinare la nivel european? Pentru că așa, nu știu dacă știți, dar pot fi măsluite și aceste certificate. Mai greu, într-adevăr, dar dacă n-ai timp să le verifici, te duci la restaurant, vii cu o foiță, spui, domnule, sunt vaccinat, aiurea, n-am cum să verifice. Ceva asemănător, dar această discuție trebuie aprofundată, trebuie consultați specialiștii și identificate clar și fără echivoc modalitățile în care se pot acorda aceste beneficii, să le spunem așa. Și cred că se poate verifica destul de ușor printr-o aplicație informatică cine deține sau cine nu deține această adeverință, cine s-a vaccinat sau nu. Păi se poate, dar, repet, nu ai cum să faci verificarea asta la restaurant. Sau la meci, da? Mergi cu sticluța la tine. Sticluță. Își asumă fiecare un risc. Dacă încalci legea, îți asumi riscul de a fi prins și de a răspunde în fața legii. Ce risc, domnul senator? Stăm, ne ducem nevaccinați, stăm la terasă lângă un așa zis vaccinat și după aia ajungem la spital în vreo 3-4 zile. Da. Ăsta e riscul, până la urmă. Că dacă îi dai omului posibilitatea, îi deschizi niște variante din astea de a fenta legea, cu siguranță le va aplica și cu siguranță va găsi niște modalități de a face modalități. De asta spun că discuția trebuie aprofundată și trebuie analizată în detaliu, astfel încât să preîntâmpinăm orice fel de astfel de chestiuni, care, așa cum foarte bine spuneți dumneavoastră, pot apărea și chiar foarte, foarte ușor. Colegii dumneavoastră sunt... Da, colegii dumneavoastră sunt de acord cu această propunere? Adică e posibil să meargă mai departe un astfel de proiect? Este părerea mea personală pe care am exprimat-o la un post de televiziune local la Slatina, dar în următoarele ședințe o să discut cu colegii mei. N-am apucat, sincer, să discut într-un spectru mai larg sau cu conducerea partidului despre acest lucru. Este părerea mea personală. Da, dacă mai există o întrebare? Nu zic că niște posibilități există. Chiar am văzut ieri o știre cu 30-31 de români care au fost prinși cu certificate, cu teste false, Spania. Făcute în Spania, da. De asta și există totuși o posibilitate. În momentul ce păi aia prins tocmai în Spania, nu știu, pui păi un da, dar i-au verificat la vamă, deci ea de la vamă pot să facă dacă asta. Dacă permiteți, dar... cred că printr-un cod QR s-ar elimina foarte simplu această... posibilitatea de măzluire, să zicem așa. Acum vă dați seama, domnul senator, că nașteți toată povestea asta, puneți cod de bare, o să vedeți teoria conspirației, cum înflorește. E acum foarte trebuie delicat. Să gândim la binele general și binele general poate fi atins doar prin vaccinare, asta clar. Da. Bun, vă mulțumesc, domnule senator, pentru această intervenție. E clar controversat o astfel de propunere, pentru că ea deschide portițe spre tot felul de coțcării, da, mai pe românește, și mai deschide drum spre discriminare, pentru că sunt o grămadă de oameni care nu au apucat să vaccineze, sunt o grămadă de oameni în vârstă. Și care vor. Acolo e problema. Și care vor. Și care nu au apucat loc. Pentru că n-au apucat loc, pur și simplu. Sunt zone din București în care sunt mulți oameni care vor să se vaccineze. Sunt cozi, de exemplu, am văzut o coadă imensă la Romexpo. Eu am fost cu mama, am vaccinat-o la Strehaia, unde erau locuri, așa, multe locuri și spuneau oamenii acolo că, în general, s-au vaccinat oameni din alte orașe, în Strehaia, fiind o zonă... cu studii mai puține victime ale campaniilor ăsta de fake news, nu prea s-a înghesuit lumea și atunci au început să vină oameni din alte localități să se vaccineze. Bine că au vrut alții să se vaccineze, dar asta arată că răspândirea vaccinului este inegală. În momentul în care tu ai o cerere foarte mare în Cluj, să zicem, da? Dar tu duci o grămadă de vaccinuri în altă parte, într-o zonă unde și populația este mai... Nici n-ai cum să faci așa, să-l lași pe ăla fără vaccin deloc. Adică, de asta zic, era foarte greu de stabilit cum să faci mișcările astea de vaccin.
Probabil că acum se duc, că au rămas niște stocuri de 102 de vaccinuri în locurile unde nu s-a înghesuit lumea și probabil acum nu se mai duc vaccinuri spre zonele respective, se duc spre zonele unde sunt cereri mai multe. De asta spun că nici n-ai cum să lași și pentru că la început, în primele 2-3 săptămâni, nu s-a înghesuit lumea la programări, n-ai cum să lași o zonă fără să aibă soluții, fără să aibă vaccin. Se vor mai deschide centre, oricum, eu cred că stăm bine cu 2 milioane de oameni vaccinați până în momentul ăsta, numărul de vaccinuri zilnice urmând să crească pe măsură ce se deschid centrele și nici nu cred că este o problemă de asta ca oamenii să refuze vaccinurile. E foarte interesant ce se întâmplă în Italia, cu siguranță va merge mai departe această discuție și această propunere. Sunt deja documente oficiale prin care cadrele medicale vor fi obligate să se vaccineze. În Italia, inclusiv farmaciștii vor fi obligați să se vaccineze, pentru că și Italia, și Belgia, și Franța, și multe alte țări au aceeași problemă cu care ne confruntăm și noi. O parte a populației care crede în tot felul de alte leacuri, crede în tot felul de teorii ale conspirației, oameni care nu vor să se vaccineze, nu pentru că n-ar crede în vaccin, ci pentru că au ei așa o explicație magică a perioadei prin care trecem. Vedem despre ce este vorba în Italia. Italia intră și în carantină de mâine, carantină generală. În câteva momente revenim așadar. Șoc autorităților din Italia, toate cadrele medicale și nu numai cadrele medicale, și farmaciștii vor fi vaccinați obligatoriu. Asta a fost anunțată decizia ieri de către prim-ministrul Mario Draghi. Cabinetul a dat și un decret în acest sens. Scopul principal este de a proteja cadrele medicale, dar și de a lupta cu dezinformarea, un fenomen grav și în Italia și nu numai în Italia, și în România și în Belgia. Sunt foarte multe cadre medicale care refuză vaccinarea. Toată Italia, de altfel, va intra de mâine în carantină până pe 6 aprilie, ceea ce înseamnă că și sărbătorile pascale vor fi petrecute în casă. Și este în legătură telefonică directă cu noi Georgiana Baciu, este jurnalistă română stabilită în Italia, la Milano mai precis. Bun găsit, Georgiana! Bună ziua, bine v-am găsit! O să te rog să ne spui puțin despre, să ne spui câteva lucruri despre această decizie deja probabil foarte comentată în Italia, ca toate cadrele medicale și farmaciștii să se vaccineze. Cum văd italienii această decizie? Da, pot să vă confirm că în aseară primul ministru Mario Draghi a decis acest lucru. Sau, pe lângă faptul că vor fi vaccinați în toate cadrele medicale, se face și o prelungire a restricțiilor până la 30 aprilie. Să vedem puțin, ca să înțelegeți mai bine care este situația aici, vă spun cam câte vaccinări s-au făcut în Italia până în acest moment. În total au fost vaccinate 10 milioane de persoane, însă cu ambele doze, numai 3.192.623. Dintre aceștia, 10 milioane, 3 milioane sunt personal sanitar. Italia este foarte în urmă cu ritmul vaccinărilor. În fiecare regiune este o situație diferită. În regiunea Lombardia, care este și cea mai mare regiune, cea mai populată din Italia și care este cel mai prost, începând din martie anul trecut, cu tot ceea ce a însemnat protecția pentru COVID, începând de la mărți și terminând acum cu vaccinurile, aici situația este un pic mai haotică. Însă în zona mai de sud, centrul sud, la Roma, în regiunea Lazio, s-a decis ca vaccinările persoanelor normale să poată fi făcute și în farmacii. Deci este clar că este, cum să spun, un punct foarte important pentru Italia, ca toți cei care vin în contact cu persoane normale să fie vaccinate. Sunt câteva zile de când tot auzim această știre.
Și este probabil ca în aceste zile să se ia această decizie de a fi vaccinate obligatorie toate persoanele care lucrează în domeniul sanitar. Este clar că mai sunt și persoane care nu sunt de acord. Gândiți-vă în acele instituții pentru bătrâni, unde anul trecut a fost un măcel în care au murit atâtea persoane nevinovate, neajutorate. Și chiar și în acele instituții au fost persoane care nu au dorit să se vaccineze și care au propagat pandemia COVID-19. Dar, Georgiana, funcționează și în Italia teoria conspirației? Că, de exemplu, în Belgia înțeleg că e o problemă foarte mare din această cauză, cadre medicale care nu vor să se vaccineze din acest motiv. Problemă foarte mare nu este, pentru că sunt, cum să vă spun, majoritatea cadrelor medicale sunt de acord să fie vaccinate, pentru că până la urmă își păstrează în acest fel locul de muncă. Sunt însă și mici cuiburi, mici situații. Am văzut în Liguria, am văzut undeva pe la Torino, unde personalul sanitar nu a dorit să se vaccineze și unde au izbucnit focare COVID. Da, e și o întrebare din partea lui Mihai Belu, dacă poți să mai stai puțin, George? Practic e așa o presiune de asta mediatică sau pe rețelele sociale acolo în Italia, ați sesizat cumva teoria ale conspirației cunoscute în România, în Anglia, în Belgia și în alte țări? Există o circulație așa a știrilor ăstora false despre vaccin? În Italia au murit doi cetățeni după vaccinarea cu AstraZeneca, deci e clar că și această informație a fost foarte propagată, Georgiana. Da, au fost aceste trei cazuri de persoane care au murit după ce au fost vaccinate cu AstraZeneca. Nu s-a dovedit în niciun fel o legătură, dacă nu cea temporală, cu administrarea virusului și deces. După aceea, apele s-au mai calmat. Ce pot să vă spun? Sunt 60 de milioane de persoane în Italia. Acum, dacă vrem să ne legăm de faptul că o decizie foarte contestată în aceste zile este aceea a Ministerului Sănătății, care permite italienilor să iasă, să plece în vacanță de Paște la Ibiza sau, nu știu, la Fuerteventura, dar nu permite să se ducă cineva în vacanță la Firenze sau, nu știu, la Torino sau la Lago di Como. Deci sunt persoane care ies puțin din, cum să vă zic, din prototipul regulilor și fac un pic, stresc un pic viața ca și cum nimic nu s-ar întâmpla. Dar gândiți-vă că sunt, nu știu, sunt 2-3 mii de persoane care pleacă în aceste zile în vacanță în străinătate, în Spania sau în Grecia, la o populație de 60 de milioane de persoane. Toate celelalte, în afară acestor 2-3 mii, rămân acasă și vor face pastele în casă, nici măcar la un picnic nu vor putea să iasă. Așa da, sunt și pe ei curente de conspirație, dar nu sunt așa de avansate. Așa e, și să nu uităm, intră toată Italia în carantină de mâine, inclusiv Paștele se va petrece în casă. Îți mulțumesc foarte mult, Georgiana Baciu, pentru această intervenție. Crezi că la noi ar fi o idee bună să li se impună cadrelor medicale vaccinarea? Da. Da? Ar avea curajul autoritățile să impună? Aici nu e vorba de curaj. Aici e vorba de a face ceea ce este bine, pentru că, în definitiv, dincolo de faza de negare a bolii, boala există, virusul există, sunt anumite aspecte ilogice, dar la fel, peste tot, și n-ai cum să nu faci niște greșeli. Cum sunt, știu eu, în Italia, cum spunea domnișoara despre posibilitatea asta să mergi în vacanță în Ibița, să nu poți să mergi la Firenze. Cum e la noi povestea, știu eu, cu închisul magazinelor la 6 seara, care are un specific. În Franța e mai simplu să impui la 6, la 7 seara, sau în Germania, unde oricum oamenii nu sunt așa ca noi, să stea noaptea pe străzi. La noi bine era să le lase non-stop, să poți
Da, tocmai, cât să nu se înjete. Să, de asta spun, niște aspecte ilogice luate din niște intenții bune, sunt sigur, vor exista peste tot oriunde. Bun, după publicitate avem o surpriză pentru dumneavoastră, să ne mai destindem puțin cu un domn politician vorbind engleză. Revenim așadar în câteva momente. Am mai văzut astfel de exemple. Da, 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 erau da, pe vremuri celebre, erau... Inclusiv erau... domnul Boc a avut un moment din acesta hilar care a fost foarte comentat. Ani de zile s-a râs de domnul Boc săracu. Și oricum asta nu contează foarte mult din punct de vedere electoral, că e cel mai apreciat primar din România și poate corect, să nu știe nici corect română bine, că oricum o să-l voteze oamenii. Adică asta contează la personalul tehnic, sincer să fiu, acum limbile astea, și era foarte distractiv când, înainte de intrarea în Uniunea Europeană, înainte de intrarea în NATO, mai sunai așa niște milițieni de ăștia și îți vorbeau aia cu un accent rusesc, cele trei cuvinte în engleză pe care le cunoșteau, le spuneau așa cu un accent rusesc, în definitiv, na, și româna e limbă a Uniunii Europene și, surprinzător, acum e o discuție foarte amplă la Bruxelles, să fie Franța limba limbilor în Uniunea Europeană, pentru că Anglia nu mai face parte din Uniunea limita Europeană. Pentru păstrarea autenticității, nu? Fiecare să vorbească în limba lui, să-și respecte limba, să nu fie obligat să învețe engleză, franceză. Exact. Păi asta ar milita și domnul Alexe. Asta în mod sigur, bam, bam, s-a votat hotărârea, a trecut, nu e nicio problemă, a spus că au înțeles consilierii județeni de la Iași ce trebuie să voteze și au votat fără să fie nevoie de o traducere exactă a... Bun, nu ni s-a mai spus, de exemplu, de domnul Alexe, dacă a făcut sau nu, în mod evident nu a făcut un pas în spate, dar domnul Alexe are acele probleme jenante la DNA și spun jenante pentru că inclusiv acuzațiile sunt unele care nu au cum să te pună într-o lumină bună. E un domn, așa spune DNA-ul, că un domn care ar fi primit șpagă în tablă pentru a da niște certificate pe vremea în care era ministru al mediului, jenant să fii într-o astfel de situație. Bun, acum că știe sau nu engleză, deja nu mai contează. Da, trebuie văzut acolo. Este o acuzație, ea nu e atât de spectaculoasă, adică valoarea tablării e relativ mică. Trebuie văzut exact care este situația. Nici pe Costel Alexe nu l-am văzut ieșind la luptă cu documente să facă discuția asta, niciun pas în spate n-a făcut. Ăsta este motivul pentru care tot timpul am militat pentru a se schimba ceva în sistemul judiciar, în așa fel încât să nu mai dureze atâta vreme până se clarifică lucrurile. Corect. Revenim de la fix, vorbim despre euro, care este într-o continuă creștere, vorbim de asemenea și despre vacanțe, din ce în ce mai mulți români vor să plece în vacanță în străinătate, dar și despre dezinformare. România a început să se prindă, să miroasă atunci când este loc de propagandă. Vorbim despre aceste lucruri, așadar, de la fix, rămâneți cu noi.